Auzi, mamitică, ia mai spune o dată, de cine faci tu poze ca la pușcăriaș? Pentru site-ul primăriei. Care e site-ul primăriei? De pe internet. Ce internet, mă? Deci, internetul este ca un fel de bibliotecă mai mare. Este așa, tu vrei să-mi faci mie poză să o pui pe internet? Da. Șterge-i imediat de poza aia. Șterge-i imediat de poza. Scoate-o de acolo. De ce? Scoate-o de acolo. Lasă-mă că știu eu ce faci. Tu pui pe internet poza mea și după aia vin hackerii, îmi bagă tot felul de treburi în gură. Hai, scoate-o de acolo. Scoate-o imediat. De unde știți dumneavoastră? Știu că am mai văzut eu pe internet la alții. Hai, scoate-o. Domnul primar, liniștiți-vă. Vă asigur eu că ultimul lucru pe care vor să-l facă hackerii pe internet e să vă fure dumneavoastră poza. Bă, mitică, fii atent. Dacă găsesc vreo măscare cu mine pe internet, eu smulg capul! Dacă găsiți, mi-l smulg eu și vi-l dau dumneavoastră. Doctore, sper că ai făcut ce trebuie cu chipurile noastre. Da, domnul Igor, stai liniștit. Nu o să te cunoască nici dracu. Vezi că suntem niște tipi periculoși, cerșetați și disperați. Și dacă aflu că ai luat la întâmplare niște chipuri de pe internet... Nu, Doamne ferește, n-am făcut așa ceva. N-am luat nici măcar un chip de pe internet. Bine. Și fața aia, că ești domn american. Și tu, Serghei, ai față de servitor. Nici nu pot să mă uit la tine cât de urât ești. Și ei m-au greșit. E sucablie. Păi, Serghei, tu ești sigur că aici îl găsim pe nemernicul cântător? Pe banditul ciorditor? Păi îl cheamă Bebe de la Mangalița. Asta e Mangalița. Păi și bombă. Păi, Serghei, da, trebuie să mergem să luăm inelul și ăla de la jivina și aia de lăutar, după care să ne cărândașe. Așa. Să te ieși de un primar. Salut, Marcele. Ăștia-s mai bețuvan ca noi. Au luat-o de dimineață. Ia, Serghei, du-te și fă rost din niște lichidități. Să bem și noi ceva. Îndată, șeful, rezolvăm. Răuz, dă să-ți banii din sarțanul cu așa. Scoate-te-ți banii cu așa. Da, domn primar. Hai mai repede. Imediat, domn primar. Hai. Nicoș, dă-mi, dă-mi. Îi dădeam oricum, domn primar. Taci, Nicoș, dă-i mai repede. De pizza, dă-i ce e mai, Nicoș. Hai, mai repede. Faci ei. Și te uiți ai, și... Bă, uite-te pe unde mergi, bă, mitică, bă. Sau ce? Mă luați de guler și pe mine? Ce guler, bă? Ce guler, mă? Dosar penal, pușcărie. Am văzut tot și vreau să mă duc la poliție să spun tot. Tot vreau să spun. Poliția! Alo, alo! Poliția! Ei, omul lui Dumnezeu, ce-ai pățit, mă? Ai băut? Te-ai drogat cu marihuana? Ce ai? Vorbesc de banii pe care i-ați furat cu nerușinare. Ce bani, mă? Bă, limbricule, mă, tu ai umblat în dosarele mereu? Bă, ăia nu-s bani furați, ăia-s bani din donații, mă. Vorbesc de banii de la minimarket. Ce minimarket? Nu înțeleg, bă, ce spui. N-am luat niciun ban de la minimarket. Domnul primar, v-am văzut cu ochii mei. Atunci du-te, bă, la doctor și tratează-te că nu eram eu. Nu pot să cred. Salut, Marcele. Bine că te văd. Vezi că Doinița te caută. Trebuie să te duci la primărie de urgență. Cine-i Doinița? Cum cine-i Doinița? E nevastă ta. Dar ce vorbești așa ciudat? Ai fost la dentist? Băi, scârnăvii, tu faci mișto de mine? Eu te-am trimis după bani și tu vii cu glume despre nevastă mea? Bă, tu ești ciudat. Înțeleg că vorbești așa, că te-ai supărat că nu ți-am dat bani. Dar ai grijă cu cine vorbești. Eu sunt primarul. Și primarul. Unde-s banii după care te-am trimis? Domnul Marcel, ce să... Ui, bă, e o brăznicătură. Ai grijă cu cine vorbești, că te dau afară imediat din post. Nici concediați în momentul ăsta. Păi cine dai tu afară, oi? Eu te dau pe tine afară. Ce nu te mai angajează nimeni la Est de Prut. Ce vorbești, Marcele? Bă, lasă, Marcele. Unde-s banii după care te-am trimis? Liniștește-te, lasă. Băi, lasă-i de mână. Marcele, lasă-i de mână, da! Marcele! Marcele!